Poliția municipiului Petroșani a fost sesizată cu privire la faptul că în această dimineață, în jurul orei 7:30, un tânăr în vârstă de 21 de ani s-a dezechilibrat și a căzut de pe o balustradă situată la etajul 3 al căminului studențesc. La fața locului s-au deplasat echipaje de prim ajutor, dar și ale poliției și din primele cercetări s-a stabilit că tânărul, originar din Republica Moldova și student al Universității din Petroșani, era sub influența băuturilor alcoolice și că nu sunt indicii cu privire la comiterea unei fapte cu intenție care să fi dus la producerea incidentului. La urmare a sesizării formulate pe numărul de urgență 112, în cel mai scurt timp la fața locului s-au deplasat atât echipajele medicale ce au preluat tânărul rănit și l-au transportat la spitalul din municipiul Petroșan pentru acordarea de îngrijiri medicale, dar totodată în acest caz polițiștii au demarat verificări, au stabilit faptul că tânărul respectiv în vârstă de 21 de ani, student al universității respective, se pare aflat sub influența băuturilor alcoolice, s-ar fi dezechilibrat și a căzut de la aproximativ 9 metri de pe o balustradă situată la etajul 3 al căminului studențesc. Din păcate, deși a fost transportat rapid pentru acordarea de îngrijiri medicale la Spitalul de Urgență Petroșani, studentul din Republica Moldova nu a mai putut fi salvat, decesul acestuia fiind declarat în jurul prânzului.